Iată că în acest colț de rai avem fericită ocazie de a ne reîntâlni la cea de-a doua ediție în care sărbătorim Ziua Comunei Lunca Bradului, o zi în care tradiția, portul popular, folclorul este la el acasă. O nouă ediție a Zilelor Comunei Lunca Bradului. Sărbătoarea din data de 7 septembrie a fost o ocazie pentru cei din zonă de a se aduna și a se bucura de spectacolul oferit. Scena a fost amplasată pe platoul aflat în mijlocul naturii, ceea ce i-a încântat și mai mult pe cei prezenți. Pentru o perioadă, sărbătoarea comunei nu s-a mai organizat, însă de anul trecut obiceiul drag localnicilor s-a reluat. Noi facem a doua ediție a Zilelor Comunei Lunca Bradului, fiindcă anul trecut a fost prima care am făcut-o după, a mai fost în 2005-2006, de câte rețin, dar nu s-a dus în continuare, nu s-a păstrat tradiția. Și am hotărât în consiliul local cu consilierii locali pentru a păstra această tradiție, ziua localității noastre să fie de Sfântă Mărie Mică, adică pe 8 septembrie. Dar sperăm că în acest an noi să fie o ediție mai bună ca anul trecut, această zi frumoasă care o avem și astăzi pentru localitatea noastră, ca să fie o sărbătoare. Potrivit primarului, această manifestare se bucură de participarea unui număr mare de locuitori, dar sunt prezenți și oameni din zonă, dat fiind faptul că mulți au case de vacanță în împrejurimi. Da, așa, anul trecut am avut o prezență destul de bună, spun eu, și din partea localității noastre și din satele vecine, și avem avut și din Târgu Mureș, din Toplița, deci avem de mai și mai departe, fiindcă avem o zonă turistică, avem foarte multe cabane aici și sunt al cetățenilor care și-au făcut cabane înainte de a fi această manifestare. Deci și acum, fiind zilele comune, lumea se bucură. Vin la cabană și coboară duminica la ziua localității, bineînțeles, să vadă cu ce ne putem prezenta noi localitatea și ce zi de sărbătoare este pentru noi foarte mare astăzi. Adică noi o să o clasific o zi mare pentru comuna noastră, Lunca Bradului. Toate bune și frumoase și timpul ne ajută. Dar să știm noi, acum suntem cam bătrânei și așa că nu prea tine figura la distracție. Venim de plăcere, că e frumos timpul. Și poate că și noi să începem să ne mai în vârstă. Ați fost și anul trecut? A fost și anul trecut. A fost frumos, a fost bai. Avem un ficior care dansează și foarte bine. Vremea e bună, ține cu noi. Foarte bine. Ne place. Frumos. Frumos, timpul frumos, timpul ne permite. Bine organizat, a fost bine, sper să fie așa anul ăsta, la fel. Se putea face poate și înainte, dar știu eu din ce cauză nu s-a făcut, dar acum chiar bine. Să simtă și Comuna Lunca Bradului, că are o zi festivă și oamenii se poată distra. Pe scenă au urcat artiști și ansambluri din zonă, precum ansamblul Brădulețul, cel din Suseni, ansamblul din Goreni, grupul din Idicel Pădure, ansamblul Junii Cetății. Între artiștii prezenți la eveniment se numără Livia Harpa, Maria Neag, Cornelia și Lupu Rednic, Ciprian și Mihaela Istrate.